Am început ziua uitându-mă la laptop și laptopul uitându-se la mine. Sunt puțin cam ciufulită. Sau așa mi se pare. Merge din ce în ce mai greu laptopul ăsta pentru că trebuie să-i fac o curățare interior-exterior. Și am dat bravo. Și acum, tocmai ce voiam să îmi iau unul din caiete, carnete și să mai bifez cine vine la antrenamentul personal și cine nu. Și să-mi bifez cam ce mai am și eu de făcut. Mi-am făcut o cafeluță. Ca întotdeauna, sunt tare fericită cu aceste căni. Credeți-mă, sunt best, the best, the best. Sunt atât de diferite și atât de drăguțe, o, Doamne. Am editat, bine, Laura a editat. Cred că o să răcesc. Laura a editat niște clipuri pentru Titanic. Stați, am pus și mai bine. Așa. Și acum vreau să văd ce a făcut și în ce stadiu este, ca să pot să editez și eu ale mele. Dar mai mult ca sigur, cred că o să mă apuce o tuse din aia destul de nașpa. Legat de găurelele din urechi. Deci am avut o chestie foarte ciudată. Eu n-am avut nicio problemă cu găurile din urechi, dar niciodată până acum. Asta de aici, asta, așa, pe care o învârt eu acum, nu acceptă mai nimic decât argintul. E ok. Și asta de aici, cu luna, tocmai ce i-am pus luna și am curățat-o, pentru că s-a întâmplat ceva, purtând niște cercei de argint și nu i-a convenit. Nimic, nimic nu i-a convenit. Dar înainte de asta am purtat niște tinichele. Am zis, mamă, că pot și eu niște tinichele, puii mei. Și n-a avut nimic nici cu alea. Ceea ce e minunat. Bun, mă apuc și eu să mai văd ce și cum pe aici și ne mai auzim. Mi este puțin somnic. A, și nu v-am arătat. Deja s-au dus câteva din floricele și au pornit celelalte, iar asta de aici are două, una în alta, cumva. Mi se pare absolut genial. Și sunt foarte frumoase și le țin așa, să am grijă de ele, le ud zilnic și văd că le priește. Cred că le trebuie un pământ un pic mai mare, dar sunt ok, aparent. Trebuie să le mai mut așa un pic pentru că, na, ce să facem, așa se face. Cu florile. Trebuie să le mai mutăm și noi după soare, după una alta. Aia e. Gata, încep să-mi fac și eu din treabă. Tocmai ce mă dau cu niște ulei pe păr și am stat până mai acum puțin timp cu Cezar, că dormea și a avut Dana nevoie să o ajut să stau cu el, să fiu sigură că nu cade din pătuț. Și tocmai ce vreau să vă mai zic o chestie. Am renunțat la, acum o oră, două, am renunțat la abonamentul de la Peak & Dazzle. Asta pentru că nu am primit niciun răspuns de la ei. I-am întrebat legat de niște produse, de ce sunt așa și de ce sunt într-un anume fel și etc. după ce le-am testat și n-am primit niciun răspuns. Așadar, din punctul meu de vedere, nu merită. Adică, fără niciun fel de supărare, din acest moment sunt de părere că nu pot să recomand. Voi știți că de obicei vă zic, de fapt că de obicei mereu vă zic exact ceea ce gândesc. Stați așa. Chiar o să intru iarăși pe ei. Sunt de părere că am acordat destule șanse și nu are niciun sens de ce să stau în continuare să încerc. Pe lângă faptul că, apropo, vă place? E de la Laur, de 1 martie. Așa, revenind. Sunt de părere că am așteptat prea mult un răspuns, nu am primit niciun răspuns. A fost ușor să mă dezabonez. Există acolo un X în care spui gen anulează abonamentul și poți să, dacă vrei, poți să nu vină luna respectivă sau îl anulezi de tot, îl anulezi complet. Dacă vrei să reiei de la capăt, eu mai aveam de primit încă 2 luni, adică martie și aprilie. Dar dacă vrei să primești ultimele 2 cutii, nu se va putea. Asta nu e o problemă, că e ok.
De ce am renunțat? Pe lângă faptul că acel ulei miroase groaznic de la Cocosolis este rânced, am luat părerea multor persoane, nu este ok, deci n-are cum să fie așa. Dacă vreau să iau chestii de la Cocosolis, o să-mi dai o comandă, că tot aia e de bani aia. Asta e. Și pe lângă asta, nu prea sunt produse noi. Adică, abia au băgat niște chestii de la, tot așa, de la Cocosolis. Nu că sunt scumpe sau ceva, Doamne ferește, n-am eu problemă cu asta. Dar gen, cam aceleași produse vezi de foarte mult timp. Adică, eu n-am plictisit de câteva luni de zile, abia am ales câte ceva, pentru că nu sunt fix pe gustul meu. Gama de produse nu este atât de mare. Eu înțeleg că este o părere poate neacreditată din punctul unora de vedere, dar eu am luat BoxyCharm. Și dacă am putut să iau din state o cutie în care chiar poți să faci niște sacrificii pentru ea și să ai niște machiaje super tari, e ok. Numai că ultimul lucru cu care m-am confruntat a fost acel ruj de la Kat Von D, cu care nu știu să vă explic, dar gen m-a simțit ca și cum aveam un luciu de buze, s-a șters imediat, adică l-am pupat pe la ori, da, nu s-a pus pe obraz sau pe buze, dar după ce am băut apă, deja era pe aici, adică tata mai aveam pe margine. Și totuși știam că alea de la Kat Von D nu sunt chiar atât de grave. Îmi făcusem aici o inimioară, s-a dus în 2 ore, 3, deja nu mai era. Și nu, ceva mie una am scârție. Poate este doar părerea mea, poate nu. Îmi pare rău pentru ei. Și mă deranjează că nu, adică oferă o descriere produselor, doar că, nu știu, ceva nu se pupă, din punctul meu de vedere. Nu arunc cu nimic în ei, nu se întâmplă nimic. Produsele pe care le-am aia de la, și pe ăla de la Paese, îl folosesc și pe ăla, nu mi-a apărut nimic pe față, este ok, dar pur și simplu nu mai vreau să comand de la Picantezel. Asta ca să vă spun și vouă, de-aia am și făcut această serie, ca să vedeți, băi, e ok, măi, nu e ok, ce se întâmplă cu această cutie. Eu am făcut asta, am comandat, pentru că efectiv eram spamată de atâtea mesaje de la Picantezel, atâtea reclame și atâtea nebunii. Și am zis, hai să încerc. Și în câteva luni de zile, părerea mea este nu. Adică mai bine fac, mă chinui un pic și iau produse iarăși de la BoxyCharm, care acum e ceva cu Yesel sau ceva de genul, și mă chinui să le aduc în țară decât să le iau pe astea. Adică pare rău să zic, dar nu prea văd, nu prea merită. Pare rău. Nici nu vreau să fiu rea sau ceva, dar asta e părerea mea. Voi, dacă ați comandat, spuneți-mi și mie părerea voastră. Ce balsam am luat și tot ce am luat a fost ok-uț, nu a fost wow, dar nici nu m-a făcut să recomand anumite chestii. Eu pun cumva sub semnul întrebării autenticitatea produselor, ca să fiu mai înțeleasă. Adică poate ele sunt originale, poate nu sunt originale. Nici nu mă interesează. Dacă un produs e bun, e bun. N-am treburi de astea, mă știți foarte bine. Po bune, folosesc chestii de pe Shein sau de pe AliExpress, adică totuși. Dar în momentul în care mi-a venit acel produs și mirosea groaznic, eu de atunci am zis stop. Deci nu pot să mai dau banii încă o dată pe ceva ce dacă îmi vine nașpa. Așadar, cam atât am avut să vă zic. Da. Am mâncat un pic. Mi-a tros din mână. Îmi fac planuri, pentru că având în vedere că vine ziua mea, trebuie să mă gândesc cum fac, ce fac și toate cele. Astăzi ar trebui să semnez contractul la nou loc de muncă. Pentru cine nu știe, este Aqua Life Swimming și sper ca totul să fie în regulă. Astăzi am o zi foarte simplă, e chiar super simplu, trebuie să-mi iau caietul ăla după mine. Așa. Și mâine am o zi destul de greuță pentru că am foarte multe antrenamente personale noi. Și abia aștept. Abia aștept, efectiv. Așa. Zilele astea au fost așa de răsfăț, cumva. În weekendul ăsta muncesc, weekendul ăsta e 9-10. I-am făcut deja mamei cadou de 8 martie. Sper să-i placă. Dacă nu-i place, aia e, atât am putut. Și mă refer la brățarea aia cu biluțe de aur. Așa. În rest, cam atât. Dacă auzi ceva pe fundale, taică-miu, care tata a făcut un pat. Exact după cum și-l-a dorit mama. Cam mai apoi mama se spune că e prea înalt, dar mama și-l dorea atât de înalt. Dar mai că și-a dat seama că e prea pitică și că nu-i convine să sară mereu un pat ca un copil din ăla mic.
sau să se dea jos ca un copil din ăla mic din pat. Și acum tata îl scurtează. Știți, mie îmi place familia mea. Nu, glumesc. Da, cam așa sunt și eu, e ok. Acum îmi place ceva, acum nu mai îmi place acel ceva. Acum e aia, acum nu e aia la altă. Da, cam așa sunt. E bine să fii energic și să ai întotdeauna ceva de spus. I-am zis și lui Laur. Ce vrei cu adevărat, dacă vrei să te sperii, mă vezi cu ruleta în mână, pentru că atunci e o adevărată problemă, dar este ok. Nu se întâmplă absolut nimic grav. N-aveți idee câte trebuie să facem la bloc. Da. Pentru că vrem să renovăm. Și aia o să fie interesant. Pentru că eu am... Laur era ceva gen... Și eu sunt... Și ne trebuie și loc special pentru Titanic. Ca să-l punem, să-l poziționăm, pentru că devine din ce în ce mai mare și locul ăla de acolo, de sus, dintre tavan și dulap, nu mai are loc. Ușor, ușor, nu o să mai aibă loc. Super! Așadar, cam asta e situația. Nu mai am ce să zic legat de pick and dessert. Voi, dacă ați dat vreo comandă sau ceva, îmi spuneți, dacă vreți, dacă nu, nu. Am programat deja clipul pentru cu cel cu 1 martie și așa, o să vină pe 6, o să vină pe data de 6, nu este în data de 4. Și încerc pe cât posibil, încerc să filmez și să postez mai des. Dacă am clipuri în plus, postez mai des și cu asta basta. Când nu o să am clipuri daily-uri, aia e, nu o să am clipuri daily-uri. Dacă nu e ceva interesant să vă zic. Și așa mai mult nu e interesant ce vă zic. Eu știți că susțin ideea de frate, suntem oameni normali, toată lumea muncește, toată lumea n-are timp de mai nimic. Și vreau să vă readuc aminte că se poate și fără să trăim într-o chestie din aia gen, nu falsitate, într-o fantasmagorie sau ceva. E ok să nu trăim fantasme, e ok, credeți-mă. Bun, continui să mă uit și eu la Sabina pentru că a venit iepurașul mai devreme la ea și vreau și eu să văd ce are pe acolo. M-am oprit pentru că v-am zis că am avut grijă de Cezar și vreau să-mi pun și telefonul la încărcat pentru că după aceea trebuie să mă duc la muncă. E ora 1. Foarte drăguț, abia aștept. Legat de nou loc de muncă, cred că v-am zis și în clipul trecut. Deocamdată, bine, a fost o zi full, asta e a doua zi full, program mă refer. Și sunt așa, gen, foarte încântată pentru că mi-am readus aminte cât de frumos era și la mine la bazin la început de tot. Cum cântam cu toții, cum eram cu toții super energici și cum întotdeauna râdeam, glumeam, vorbeam. Mi se pare drăguț. Mi se pare foarte drăguț. Și mi se pare foarte urât că, din păcate, uneori se uită. Uiți de unde, nu că uiți, eu n-am uitat de unde am plecat, dar oamenii uită să mai fie drăguți și pe mine asta mă întristează, chiar mă întristează. Dar asta este, va fi totul spre binele nostru. Mai mult ca sigur. Următorul pas pe care vreau să-l fac este să aleg astăzi, azi, mâine, poimâine, vedem când, ce voi face cu pielea mea. A, să mă duc la solar sau B, să folosesc produse din acelea de bronz, de bronzat, de chestii de să mă sfârcâi pe mâini cum trebuie. Nu știu ce să fac. Da. Ăla e celălalt telefon. Mi-a dat la urmă mesaj, ăsta e pe silențios. Da. Da, asta am de gând să fac. Deci nu știu ce să fac. Ori să mă dau cu bronză, cu autobronzant, dar nu știu cât de bine va rezista. Dacă o să fac o paralelă. Unde dau mai bine banii? Și unde rezistă mai bine. Anul trecut nu prea rezistat atât de bine cu solarul, adică m-am bronzat, dar nu wow. Însă poate anul ăsta cu niște produse din alea, da. Acum câțiva ani, când a fost pandemia, foarte frumoasă perioadă, Doamne, am stat acasă și m-am bronzat. Eram tuciorie. Am folosit tot atunci ceva spray, care ăla cumva m-a făcut și mai ciocolatie. Și bine, cu tot cu soare, nebunia a fost genial. Dar de la aș vrea să vă folosesc iarăși, să văd ce și cum. Din câte am înțeles, prețurile sunt destul de decente, adică din ce am mai văzut. Dar o să mă mai uit, o să fie ok. Gata, v-am lăsat. Și lăsați-mă și voi pe mine ca să-mi fac aici treaba. Mi-e somn. Vreau cafea. N-am lapte. Și mi-e somn. Vreau să vă spun bună dimineața. Pun aici apeurile în ordine și încerc să fac totul cum trebuie. și tocmai ce voiam să mă uit, a pus Natalia Constantin un
un clip, n-am mai văzut un clip de la ea de habar n-am cât timp și chiar abia aștept să intru să văd ce și cum. Și vreau să vă zic că mi-a leșinat și anume floarea. Adică m-am trezit cu ea așa. E bine. Deci e ok. O să încerc eu să pun pe astea mai așa, dar nu prea o să stea. E interesant că nu sunt, adică tocmai ce am dat-o nu ieri alaltă ieri, dar na, dacă nu are un sprijin, cred că de-aia se face așa. Of, 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 bebiță mică. Așa că mai bine o pun rezemată de perdea. Dacă se face perdeaua urâtă, nu e o problemă. Da. Și abia aștept să fac o ora să plec. Trebuie să sun niște apeuri, dar să fac ora să plec și să mă o să-mi iau niște cafea de la Five to Go. Da. Gata. Mi s-a făcut și cald. Îmi stă părul ca naiba. Sunt la bloc. Aparent am cam răcit iar, ceea ce mă deranjează. Dar e ok, e ok. Trebuie să mă duc acum să mă văd cu Laur și după aceea o să mă duc la muncă. Sunt foarte ok. Sunt păcil așa. Nu mă grăbesc cu nimic. Și după aceea sper să am o zi liniștită. Am început munca aici, mai în forță așa și îmi place super mult. În rest n-am nimic să vă zic așa, wow. În weekendul ăsta nu facem mai nimic, avem o ieșire, eu cu fetele de la muncă. În aceeași seară, Laur se duce la fotbal, la meci, nu știu unde, și cam atâta, nu facem cine știe ce. E bine, încercăm să supraviețuim la modul ăsta și aș vrea în weekend, dacă este frumos, să mergem prin parc să ne plimbăm. Așadar, urați-mi succes, să fie soare și frumos, că aparent cerul s-a mai limpezit față de zilele trecute. Să sperăm că se limpezește mai mult de atât și nu vine gerul și nu vine zăpada. Neața, mi-e somn, mi-e foarte somn. A luat Laur scaun cu care putem să ne mișcăm și nu pot să zic că mă dă pe spate, m-a văzut și el că nu mă dă pe spate, dar era necesar. Așadar, e binevenit pe de-o parte. Pe de-o alta, mie nu-mi plac scaunele astea că au spătarul la mult prea așa și spatele meu e aici și mi se pare că nu are sens. Nu știu de ce. Dar e ok, e ok. Mă simt puțin obosită și astăzi e 8 martie și nu știu cu ce să mă îmbrac. Inițial am vrut să iau o rochiță pe mine cu animal print. Numai că ceva s-a întâmplat la sânii mei și sunt mai mari. Așa. Am vrut să o port pe aia pe care am cumpărat-o ieri. E o rochiță mai scurtuță, așa cam de vară. Și costă doar 20 de lei sau ceva de genul ăsta, nici nu mai știu cât a costat. Cream că e 35 și când am ajuns la casă la LCY Kick in Primark, în Primark, LCY Kick in Primark, what the fuck, în outlet, mi-a zis că e mult mai ieftină. Așadar, binevenită! Și acum stau și mă uit și mă gândesc că de ieșirea mea cu fetele de 8 martie, cu ce să mă îmbrac? Și sunt așa. Nu știu. Habar n-am. Afară e frig. Deci, nu știu cum să vă explic, dar afară chiar e friguț. Și nici nu pot să zic, ai, lasă că mă îmbrac așa mai ok, mai subțirel, cu o rochiță și să mă duc în mașină și că o să fie cald. Nu pot.
Că deja am răcit puțin. Nu mai vreau să mai răcesc, mai mult de atât. Da. Complicat. Nu știu ce să fac. Băieții o să mă ajute la ultima oră, ca să nu țin eu și o să o țină ei. Ca să vă pregătesc și eu. Și asta înseamnă că pe la vreo 9, totul e în regulă. Să mergem să petrecem, să petrechem. Îmi mai ciorul alea. E foarte drăguță. Și îmi beau cafeaua fără lapte. N-am un început de zi prea bun. Și laptopul se mișcă greu. Mă simt nașpa. Nu știu ce să mă îmbrac, ce să mă încalz. Habar n-am. Mă gândeam să am ori o ținută all black, ca întotdeauna. Sau să-mi iau pantaloni, mă, eu. Și asta rost pe mine. Da. Gen all black, da, aia rost pe mine și încă un, și un palton, gen. Complicat. Foarte complicat. Sau, pur și simplu, îmi iau totul all black și cu asta basta. Îl sun pe la urmă să mă decid cu el, că nu știu cu ce să mă îmbrac. Mi-e mai simplu all black pentru că, pe lângă că am foarte multe haine negre, am și cămăși foarte drăguțe negre și am și rochițe negre. Da. Plus că e frig afară, n-am cum. Deci, bune, astea colorate pe care le am sunt de vară. O să mor de frig. Da. Da. Mă liniștesc și mă gândesc. Sper să filmez și de acolo. Da. O să încep să-mi beau cafea fără lapte. Să aveți o zi frumoasă și la mulți ani de martie. Și n-aveți idee ce fac eu aici acum. Am luat ăsta de la Laur și tocmai ce tai țipla de la niște flori, pentru că m-am gândit să fac un gest drăguț. Și înainte să fac acest gest drăguț, ce credeți? Am primit flori de la Five to Go și mi se pare foarte drăguț. Pentru că am luat două cafele în fine, dar aparent dădea pentru fiecare fată în parte, știți? Câte o floricică, câte un... am uitat cum se numește, frezie, câte o frezie. Și mi s-a părut atât de drăguț și chiar îmi ziceam, ia uite mă, înainte ca eu, uite, vedeți, l-am făcut așa. miros groaznic, dar știu că îi plac trandafirii. Și n-am vrut să iau roșii pentru că nu sunt de iubire, roz nu mi-au plăcut cum arătau și tot așa am luat ăștia cu roz și verde, mi se par drăguți. Și acum mă duc să-i duc cafeluța lui Laur. I-am luat și de mâncare, e tot în regulă. Dați așa, nu, așa, gata. Și mi se pare că pentru a face un gest drăguț nu trebuie foarte mult. Cred că o să se bucure pentru un gest mic. Dar chiar cred. Adică e o fată foarte drăguță. Unde vor ajunge floricelele. Nu o să le tai eu acum și cotițele. Dar na. Mie mi s-a părut... se uita un mușuleț la ele și am zis la floricele. Și am zis, mă, ce drăguț. Și... de ce să nu fac o faptă bună? Și după ce m-am dus să iau cafeluță, după ce am pus florile în mașină și patiseria aia ce e acolo. Și, apropo, am pus și telefonul mai bine. Vedeți? Da. Când m-am dus, mi-a dat și mie o floricică. Deci, vedeți voi, o faptă bună poate să aducă și ceva bun. Și mă simt așa drăguț, bucuroasă. Și flocește de pe aici, să știți că e părul meu, e prins, ca naiba așa e prins. Într-o parte n-am nimic, într-o parte e tot. Mie îmi place. Așa, gata, acum e frumos peste tot. Hai. Atâta s-a putut. E cam aglomerat, ceea ce nu mă încântă deloc că sunt în întârziere. Gata. Nu mai vorbesc, o să bag viteză. Tocmai ce ascultam niște Miyagi și vedeam un băiat așa pe drum foarte, foarte fericit și foarte ok, având două zambile în mână. Și mi s-a părut așa, gen, uite mă, că încă mai există băieți pe lângă al meu, că încă mai există mă băieți care dau, bă frate, dau o floare, mă, dau și ei ceva, chiar e foarte frumos. Știu că în ultima perioadă au fost atâtea discuții legate de băieți, de că ei nu oferă, că nu știu ce.
Sunt de părere că și fetele trebuie să ofere. Asta ca idee. Așa mi se pare mie frumos. Dar ca un fel așa de paranteză, părerea mea, ce am vorbit și cu Laur chiar aseară, poate să facem un subiect pe tema asta la bârfe la volan. Ar fi foarte frumos dacă ar fi cumva o conștientizare la un anumit nivel, gen... Nu este tocmai ok. Nu spune că te duci tocmai pe banda elaltă, că înseamnă că ești dus cu capul. Să mor eu pe bune de pe banda, întâi te duci pe banda a treia. Oh, scuze, depășește pe bandă dublă continuă, mai rău. Doamne, ferească-mă sfântul cu toți nebunii cu care mă întâlnesc în trafic. Asta chiar e bună de bârfe la volan, în serios. Hai că o poate o transform în bârfe la volan. Dar o să fie în vlog. Chestia e că eu cu Laura am vorbit aseară și am zis, măi, eu nu vreau să primesc o zambilă. Nu vreau să primesc o zambilă cu bulb. De ce? Pentru că, unu, n-am unde, Doamne, iartă, mă, să o mai plantez. Nu știu cum să vă explic, am primit atât de multe zambile în atâția ani, încât mie nu vine să cred că mai am loc în curte. Și vorbesc extrem de serios. Și mi se pare așa foarte... Oamenii care stau la bloc, ce faceți cu zambilele, le aruncați? Ei, acum vine partea aia naturistă din mine, știți, foarte rar iese la iveală, dar care îmi spun așa, gen, cumpăr o floare ca să o moare altcineva, știți ce zic? Adică eu pe cât posibil încerc să am grijă de ele, să le mai duc pe la țară, pe la unde mai are mama mea și așa. Adică, gen, aș putea să fac chestia asta, efortul ăsta. Știu că pentru mulți o să fie în mintea lor gen, wow, o zambilă de 5 lei, tu te duci și nu știu câte sute de kilometri ca să pui eu să plantezi o zambilă. Dar mi-e milă de planta aia, că ea n-a greșit cu nimic în viață. Și mi se pare că e așa o afacere din asta, gen, văd peste tot o grămadă, sute, deci dacă mă uit la florărie, sute de flori, dacă mă uit la altă florărie, 3 milioane de catalioane de flori și tot așa. Și mi se pare gen aiurea, știi ce zic? Adică, cumva, e prea mult, știți? Mie că după aceea... Florile astea unde ajung după aia de la florării, oare? Chiar o să întreb o florăreasă. O să întreb, nu vă supărați, unde ajung florile după ce... dacă oamenii nu le cumpără și ele se ofilesc? Că și pulpii aia de la zambilă, la un moment dat, ba și pusi, știi ce zic? Eu stau și gândesc ce se întâmplă cu ei. Îi aruncă, îi bagă înapoi să-i refacă... Care e ideea? Cum se face? Oare fi venit cineva vreodată înapoi cu o zambilă? Uite, doamnă florăreasă, că eu nu știu ce să fac cu ea, că nu mai am nevoie de ea, că pui mie la mine mor plantele, ia-o tu. Oare sunt oameni de ăștia sau pur și simplu le aruncă la gunoi? Că pe mine asta mă... Că nu prea îi cred eu pe toți oamenii ăștia care spun că plantează zambila în fața blocului, că ar fi trebuit să fie tot Bucureștiul plin de zambile. Serios acum vorbesc. Peste tot ar fi trebuit să fie zambilă lângă zambilă. Pe bune. Sau în parcuri. Din nou, o grămadă de flori ar fi trebuit să fie. Mi se pare cumva că se face nu că spălare de bani, nu. Dar se face așa, gen, arunci cu banii. De-aia am zis lui Laura, bă, nu-mi la zambilă, că puii mei, chiar nu am ce să fac cu ea, unde să o mai pun. Bine, logic, o duc la țară, pana mea, că acolo am la teren de numai zambile să pun, că fac și afacere de zambiliști. Dacă ai zambiliști. Dar ca idee. Și, ia-i mai bine mie o floare pe care nu o am și dacă mi moare aia e, măcar am încercat să o mențin, că uite, el mi-a luat niște flori foarte frumoase, dar mi-au murit, că n-am știut să le întrețin. Dacă ai idee, gen, mi-a plăcut că a fost și altceva pe de o parte și pe de altă parte, gen, n-a fost aceeași, că toată lumea cumpără cam aceeași chestie, că zambilele nu sunt chiar în atât de multe, bine, sunt destul de multe sortimente, specii, etc., sau subspecii ale acestei plante zambilă, acestei flori, dar totuși, da, nu știu, uite, altă florărie, 300 de catralioane de flori, nici mă mir că nu vine val de flori așa ca tsunami. Unde pui mei, te bași că mai ai și... Ah, cream că e Porsche, nu, dar era un Ford șmecher. Să dea naiba, deci oamenii ăștia astăzi vor să mă lovesc și eu nu vreau să mă lovesc, eu vreau să ajung, Doamne, iartă-mă, la muncă, că mai am 20 de minute și intru la muncă. Bine, eu în 5 minute ajung la muncă, dacă ai idee. Calm. Deci voi ce faceți? Adică... Eu, de exemplu, și cu faza asta cu mărțișoarele făcute, handmade și așa, ok, înțeleg că mulți oameni le cumpără și le vând anul următor, dar voi nu sunteți în stare să gândiți că nimeni nu vrea să cumpere un mărțișor oxidat decât, nu, wow, ce frumos, are o fetiță, o fată, un buchet plin de hortensii, bine, îl duce la spital, sper să fie ok, sper să fie o naștere.
Așa. Erau hortensii așa albastre, frumoase. Dar ca idee, gen, tu ce căcat, bă, bă, nu zic ce se mai întâmplă, mergem mai departe. Gen, asta mi se pare așa, știți că fai, pui toate mărțogăraiele alea pe toate mesele și te gândești de ce nu vine nimeni să-ți cumpere mărțișorul care e exact la fel ca anul trecut, numai că e mai oxidat ca anul trecut și mai scump. Bum, creier, what the fuck, ce se întâmplă? Uite, ăsta e un subiect foarte bun, ce se întâmplă cu mărțișoarele de la un an la altul. Bă, bune, de nu vorbesc mâine cu Laura și așa avem treabă prin oraș, dar nu-l pun să vorbim despre treaba asta, să mor eu, dar nu. Deci, ce se întâmplă? De ce ei chiar, oamenii chiar cred că noi suntem acești... Mam. Era să intre un fucking tir într-o mașină, pentru că mașina nu s-a asigurat, băi. În fața mea. Mama mea. Nu știu dacă ați auzit pe fundalul un scârțit sau ceva, era mașina. Mă rog, tir. Tir e o mașină foarte mare, tonaj mare. Arată ca un tir din spate. În față, nu știu cum zic să zic. În fin. Dar nu știu, și mai și plouă. Adevărat, acum am observat. Da, nu știu. Ce se întâmplă, fraților? Ce se întâmplă? Și acum o să fac și o parte urâtă. Foarte urâtă din partea mea, să-mi fie rușine. Dar eu vă dau exemplu cum am făcut eu pentru maică mea. Frate, mai bine iau eu niște biluțe, fac eu o brățară. Pe bune, toată lumea știe să facă 3 noduri. Pe bune, deci toată lumea știe să facă 3 noduri. Nu-ți trebuie școala vieții pentru asta. Și gen... De ce nu faceți? Mi-a căzut ăsta, leșinat. Trebuie să-l spăl ca să stea bine. Trebuie să-l spăl să stea bine. În fine. La locul leșin și pe el când a văzut că am întrebările astea de creier stătut. Voi ce faceți, fraților, cu mărțișoarele alea? Cu coșarul? Voi ce faceți cu el? Îl aruncați? Îl puneți undeva? N-aveți deja 1000 de coșari? Pă bune! N-aveți deja 1000 de coșari? Ce faceți cu atâția coșari? Adică aia e chestia. Așa, am aici un nene foarte drăguț. Bă, ar trebui să le duc și lor niște bomboane. Cred că, uite, când plec să le dau niște bombonele, că așa e frumos. Am niște paznici aici la bazin și sunt atât de drăguți. Bine, îi trebuie să oprească pe toată lumea la Aqua Life aici. Și gen, mi se pare foarte ok. Și ei s-au obișnuit cu mine. Fata cu păr colorat. Salut! Mai simplu. Da. Dar ca idee, nu știu, mie asta mi se pare gen... Ce faceți cu el? Eu nu zic că e urât. Uite, Laura mi-a luat chestia asta. Bă, mi-a luat îngerașul ăsta. Bă, mi se pare atât de util. De ce? Este o chestie drăguță din acea pe care pot să o port. O portă pe asta, o mai port pe altă, o mai port pe altă, în timp se fac mai multe. Adică sunt niște chestii foarte ok, uzuale, pe care le poți folosi. Cum ar fi brățările. Uite, cum am eu brățara asta cu auriu pe care ați văzut-o, că atât am putut să vă arăt din ea. Am primit-o acum 2 ani. Cred că cu 2 ani am primit-o. O fi oțel inoxidabil, o fi aur, nu știu ce, că credeți-mă că am primit-o așa, cum am făcut și-o cu maică mea, gen, i-am dat pe o hârtie așa, niște mult aur, la modul ăsta. Și, și gen, foarte ok, it's ok călcăi, la modul ăsta. Adică, de ce nu? Ușor, bebița mea, unde te duci așa, te înfigi? Te înfigi prea tare. Hai să ne cingem mai aproape de ăsta. Care o fi mașina? Nu știu cu e mașina asta. Care parchez mai des așa lângă ea. Că mereu mă parchez lângă ea. În fine, ca idee. Gata, bossule, atât. Este bine, am parcat-us. Ce faceți? Eu asta întreb, ce faceți cu ele? Ce? Eu aș vrea să fac chestii cu ele. Uite, cu ăsta fac, da, uite, cu ăsta e frumos, fac. Cu cercei ăștia, mulți de aici sunt primiți de 1 martie sau chestii de-astea. Ce faceți cu ceva ce nu e folositor? Deci, cât dați voi pe o broșă, 2 lei, atât puteți să dați... Uite, asta nu cred că a costat mai mult de 20 de lei. Înțelegeți? E ok. Deci, eu nu înțeleg, uite, cercei. Găsiți cercei la 30 de lei. De ce să iei? Ok, că iei pentru o persoană care nu e atât de importantă. Iei o brățară, uite, asta a costat 10 lei. Uite, asta a costat 10 lei, este frumoasă și o voi mai folosi. O voi folosi foarte mult timp de acum încolo, pe lângă faptul că mi-a cumpărat-o eu, dacă ai idee. Uite, mama lui Laur mi-a dat o brățărică din asta foarte frumoasă, vedeți, cu pană e din argint. Bine, asta a costat mai mult. Dar ca idee, gen, se poate. Pă bune, what the fuck? Eu asta nu înțeleg, de ce
alegeți să faceți cadouri ieftine și urâte. Bă, ieftin și bun. Că și la urmă ai zis, frate, tu chiar stai și te uiți. Eu am găsit cercei șmecheri, o să vi arăt. Cercei șmecheri, 20 de lei, 15 lei. Bă, și argint și cu pietricică colorată. De ce nu poți să faci asta? Bă, bune, femeia poate să-i poarte oricând. Și pentru băieți avem o grămadă de idei, să știți.